Jurnalistul Cristian Tudor Popescu este foc și pară împotriva realizatorului jurnalului de seară, Cosmin Prelipceanu, pe care îl acuză că a constituit, alături de reporterul Digi24, Robert Kiss, invitat în platou un public de figurație, în timp ce Gabriela Firea a părut să fie realizatoarea emisiunii. Popescu consideră că emisiunea în care a fost invitată Gabriela Firea a fost dureroasă emisiune din punct de vedere moral și profesional și amenință că, dacă nu se schimbă nimic, el nu va mai participa ca invitat la emisiunile Digi24. Întrebată de Cosmin Prelipceanu de ce a distribuit o postare de o asemenea vulgaritate, primarul general... De nedorit. Îmi pare rău însă de ipocrizia care se manifestă, pentru că brusc, doar în legătură cu mine, există foarte multă pudibonderie. Să știți că și eu am copii și citesc cuvintele din afara vocabularului de bază a limbii române. Tocmai mi-au spus colegii că nu pot să dea la televizor postarea. Și acel cuvânt la care vă referiți și aparține doamnei care a postat, iar eu, pe mine m-a interesat substanța. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu consideră în postarea de pe Facebook că domnul Prelipceanu a avut un ton prevenitor, de scuză, ca să nu zic umil, și că Firea a vorbit 80% din timpul emisiunii, plasând tot ce a vrut. Ce s-a întâmplat? Niște oameni construiesc un spital din fonduri private cumva, adică de la oameni care donează bani, de la persoane private care donează bani, în curtea spitalului Marie Curie. Despre asta e vorba. E, vine doamna Dana Budeanu. Și ce spital Budeanu, construiesc? Oncologic. Construiesc un spital pentru oncologic pentru copii. Hai vine să doamna spunem despre Dana ce Budeanu, vorba. Pe care o vom povesti imediat și pe doamna Dana Budeanu. Pe cine? Doamna Dana Budeanu, cunoscută interpretă vestimentară și cred că e și cea care se ocupă de vestimentația doamnei Dăncilă. Și publică pe Facebook-ul domniei sale un mesaj care îi duce în derizoriu pe oamenii aceștia de la acest ONG care se ocupă cu treaba asta și care acest ONG sigur a făcut o treabă bună astfel încât lucrurile sunt destul de desfășurate și critică spunând că în spatele lor este Vlad Voiculescu, că știm noi ce se întâmplă acolo, că nu știu ce. Bun, doamna Gabriela Firea dă share acestei postări și ajunsă în platoul domnului Prelipceanu, domnule, se confruntă cu atitudinea pasivă a domnului Prelipceanu pe care o incriminează Cristian Tudor Popescu. Să citim ce a spus Cristian Tudor Popescu? Acum... Asta este postarea despre care vorbeam un pic mai devreme. Nu știu dacă e bine. Păi de ce să nu fie bine? Păi să eu știu dacă e bine, că pare așa că de nedat așa la televizor. Cum dacă, dar e șeruită de primarul general al capitalei? Cum să nu fie ceva în regulă? Cum să nu fie ceva în regulă dacă a dat doamna Gabriela Firea și rui? Ăștia ca care face și ei un spital, vrea să doneze pintea un aparat de radioterapie. De ce? Luați unul din ăia 35 de milioane euro donați, nu așa ați măcănit la TV-ul, că luați voi, să dea la săraci pintea. Dar mai stați puțin ca vine Vlăduț, regele medicamentelor, și vă dă el din ăia 15 milioane de la plus scuzii de la Magic Camp. Marș cu manipulările. Hashtag marș cu manipulările. Mie mi-e greu să înțeleg ce a vrut să spune. Deci femeia asta nu știe să scrie în bala o mână și scrie la mișto ca să mă... Ca ea de pun prea multe iuri la mișto ca să nu se prinde nimeni, că nu știu câte... știu, da. Ce, doamne, iartă-mă, e mizeria asta? E o nefericire. Nu poate fi readat și el că n-a înțeles despre ce e vorba. Da, poate să aibă și acest argument, Gabriela Firea. Da. Bun, dă și la această postare și acum mergem către Cristian Tudor Popescu, care vine cu o reacție la adresa... Cu reacție extrem de lucidă. Domnului Prelipceanu. Cum vine CTP-ul de obicei. Ia să vedem. Lucidă. Reacția lucidă a domnului CTP. Tăcerea mieilor se numește această postare deosebită. Dacă nu mi-ar mai scrie oamenii fix când citesc de pe Facebook, când ar fi și mai bine. Cu... Când am apărat cu duritate Digi24 în fața pretenției domnului Mihai Șora Emag ca postul să se desfințeze pentru că s-ar fi aservit PSD, am spus că dacă voi constata eu compromiterea postului Digi24, nu mă mai veți vedea prin studio. Un prim pas spre acest gest a fost făcut aseară prin emisiunea realizată de primarul general, G. Firea, avându-i ca public de figurație pe domnii C. Prelipceanu și R. Kiss. Firea a vorbit 80% din timpul emisiunii, plasând tot ce a vrut. Principala ocupație a domnului Prelipceanu a fost să tacă asurzitor și să dea din cap aprobator. Când a pus una din cele, nu știu dacă mai mult de 5 întrebări, domnul Prelipceanu a avut un ton prevenitor, de scuză, ca să nu zic umil, nu vă supărați, doamnă primar, totuși trebuie să vă întreb ceva.
textul oribil al femelei scatofile Budeanu. Uite doamna asta de care vorbeai tu. Scatofilă, da. Femelă scatofilă, așa o numește pare Cristian Tudor Popescu. Da. Eu nu cunosc face foarte cinste, bine. Astfel de, un astfel de limbaj nu-i face cinste, domnului. Deci nu e femelă scatofilă, Popescu, cum zice nu, CTP? Nu. Eu necunoscând personajul. Împotriva celor două doamne care muncesc voluntar pentru copiii bolnavi de cancer, pe care și l-a asumat și l-a distribuit primarul general al Capitalei, trebuia să-i fie citit în față, tare și cu dicție, năpârci firea. Eu asta aș fi făcut, nu să-l ascund pudic într-un unghi de ecran aproape ilizibil. Dureroasă emisiune din punct de vedere moral și profesional pentru un veteran ca mine. Încă una, două din astea și nu ne mai întâlnim decât pe Republica și Facebook, stimați telespectatori Digi24. Noi nu am avut niciun fel de problemă să citim postarea publicată de... Cum ai zis că se numește? Dana Budeanu sau ce? Dana Budeanu, da. Și dânsa cine e concret? E croitoarea asta lui Firea? Nu, cred că intuiesc. Eu am mai respect față de croitor, față de cinci mari. O suspectez, dacă intrăm pe Facebook-ul doamnei Dana Budeanu, vom constata niște postări asevite doamnei Viorica Dăncilă. De unde te duc eu cumva, Cristian, într-un parteneriat ca așa un om care n-are nicio treabă cu politica, n-are niciun interes? Nu e soția sau fosta soție a șefului de la Cancan? Da. L-a acuzat cu șantajul și cu cu șantajul. Am înțeles. A, gata, pe acum are sens. E, doamna Dana Budeanu, probabil că o îmbracă, intuiesc eu, pe doamna Viorica Dăncilă. Păi și doar nu dezbrăca-o. Și la această înțelegere între cele două, probabil că a intrat din partea doamnei Dana Budeanu și niște... și să bage și niște postere. Oficialul Viorica Dăncilă, dar... Nu, mi s-ar potrivi, ok, îmi place această rochită, ok, totul în regulă, o purtăm, sau ce poartă doamna Viorica Dăncilă? Nu știu ce poartă. Doamne, dar... Se potrivește la rochița asta și o postare pe Facebook-ul matare. Adică, într-un fel, știi cumva că Dana Budeanu este o personalitate importantă în zona asta a publicului în regulă, a publicului, cum să-i zic eu, în regulă, a publicului tânăr, să zicem așa. Dom'le, cumva ea dezincriminează pesedismul, că are un rol al ei acolo, are niște apucături și are și un rol al ei, dar dincolo de doamna Budeanu care are aceste apucături și bă, da, mai vorbim mult de croitoarea sau Firea. De bun. Ia, vreau să vorbim și de croitorul Cristian Tudor Popescu, care i-a croit două palme Prelipceanu. Dom'le, ce mi se pare mie spectaculos în toate aceste chestiuni, omul ăsta se întâlnește în fiecare joi cu domnul Prelipceanu, care domn Prelipceanu asistă la emisiune cu aceeași pasivitate cu care asista și la Gabriela Firea, cu aceeași pasivitate cu care asista la oricare altul. Deci exact la fel de puține întrebări îi pune și lui Cristian Tudor Popescu în calitate de moderator al emisiunii. Păi da, dar diferența e... Ăsta e felul omului de a fi, ce să-i faci dacă așa e un pasiv. Diferența e că CTP nu vine să facă un, cum să spun, exercițiu de minciun viteză în edițiile la care participă găzduit de Prelipcean. Problema e că CTP e jurnalist sau gazetar sau scriitor sau cum vrei tu să-i spui. Da. Nu primarul general al Capitalei, care se laudă că a dat un teren. Unde l-a dat? În curte la Pandele, în voluntar, de unde l-a dat? Aici e încurcătura. A aprobat o construcție pe un teren al municipalității. Dânsa nici nu cred că e din București. Acum, nu de unde s-a născut ea, de Moldova. Păi nu cred că e din București, Radu. Că eu te întreb, primarul nu trebuie să stea în capitală? Ea nu stă la voluntari? Ba da. Păi e de județul Ilfov. Ea nu-i bucureșteancă. E mai dincolo, da. Păi cum ai? Ori nu stă cu Pandele în casă și nu mai e familia tradițională pe care o promovează, ori ne minte și ea stă în voluntar, dar îmi gestionează mie capitala. E, acum vreau deci, haide, dacă vrei să o luăm pe partea asta, o luăm și pe partea asta. O luăm pe partea asta, dar trebuie să-l înțelegi comportamental pe Prelipceanu. Da, domnule, Prelipceanu reacționează pe mirare, domnule. Asta mirarea sprâncenelor. Deci el a avut o reacție negativă la Gabriela Firea, mirându-se și ridicându-și sprâncenele în sensul de contradicție. Adică el așa moderează emisiune, din mirare. El este un tip foarte bine mirat, el știe să se mire foarte bine. Acum, el nu a avut... Bă, aici nici mira nu părea. Bă, mi s-a bă, avut o cârdeșe. Că era nu, într-o zonă de aprobare. Nu, ridicase sprânceana și te uita la Gabriela Firea, aici așa se uita. Ca și cum îi conveneau niște lucruri, dar nu așa prea. Așa se uită și la CTP. Ca și cum poate stația pe care o conduce are niște interese, poate, nu are nevoie de niște aprobări, care are niște business. Stai, bă, Digi24 are business în toate domeniile, adică nu e... Și, domnule, are o firmă de cablu, mai trage un cablu, cablu prin are cablu. Și dezvoltare, are și cu... Păi și are legătură cu primăriar, putea avea? Are, cu internetul, cu telefonia fixă, cu multe alte necazuri, da. Bun, dar altceva vreau să remarc eu aici, în tot acest angrenaj. Deci ar putea fi niște explicații. Gabriela Firea, care a intrat la această televiziune și ăștia încercând cumva să-și scoată purleala în această situație stranie în care se află,
Dom'le, ce-au făcut oamenii aceștia? Au băgat-o pe telefon până la ora 4 pe Gabriela Firea și drastic așa au început să-i pună niște întrebări, dar nu s-a văzut Gabriela Firea. Și Gabriela Firea nici astăzi nu înțelegea care e problema în care e angrenată. Problema doamnei Firea este că, dom'le, ea spune că acești oameni construiesc un spital pe, asta fac pe spațiu public pe care ea l-a pus la dispoziție și a spune, ei fac, păi da și eu fac, că le-am dat acel teren. Păi ce senzația, a semnat o hârtie? Păi senzația este că l-a dat de la ea de acasă. Dumnezeu, hai să explicăm ceva. România ar fi trebuit să aibă un spital oncologic pentru copii și nu doar pentru copii, ar trebui să aibă multe spitale și nu le are. De ce? Parțial din vina partidului din care face parte Gabriela Firea. Nu știu Gabriela Firea ce implicare a avut în ridicarea de spitale în România. Da. Da? Nu știu dacă a făcut ceva cât a fost senator sau de când e primar și sper să nu mai fie. E, niște oameni și-au dat seama că în baza politicienilor nu vei avea spitale. Și s-au apucat ei să strângă fonduri ca să construiască un spital. Noi acum trebuie să-i mulțumim lui Gabriela Firea că nu i-a blocat pe cei care construiesc un spital, că fac treaba statului, normal, pe bani privați. Deci ea se laudă. Deci eu puteam să-i blochez, eu puteam să le pun piedică. Ea și cu Bănicioiu nu s-au opus ca oamenii ăia să construiască un spital pe bani privați pe spațiul municipalității. Da. Pe unde să facă, să cumpere și terenul? De ce nu se spune lucrul acesta? Să-l facă la ei în casă, să facă un spital la ei în apartament? De ce? Bine, trebuie să explicăm și faptul că acest spital urmează să intre în patrimoniul statului, adică nu va fi de ceva ce privat. Un spital construit privat pe care îl vor dona statului român? Vă gândiți că oamenii asta vor face ideea. Profit din așa asta ceva? Asta e ideea până la urmă. Deci n-a pus nimic la dispoziție. A pus la dispoziția statului român că oamenii nu iau pământul și pleacă cu el. Construiesc un spital și după aceea ți-l dau înapoi să te bucuri de el, să te lauzi că iau, uite ce unități spitalicești moderne avem în România. Și ea dă share la următoarea postare. Repet, vorbim despre un spital oncologic pentru copii. Da. Era un spital care să te trateze de sârmeni. Așa poate era mai multă sensibilitate. Ăștia ca care face un spital vrea să doneze pintea un aparat de radioterapie. De ce? Luați unul din ăia 35 de milioane euroi donați. Nu așa ați măcăni la TV-ul, că luați voi să dea la sărași pintea. Dar mai stați puțin că vine Vlăduț, regele medicamentelor, și vă dă el din ăia 15 milioane de la plus, scuzii de la Magic Camp. Marș cu manipulările. Care e, mă, manipularea? Un nou cancerul la copii e manipulare? Hai și o întrebare asta. Cancerul la copii e manipulare? Face Firea spital oncologic pentru copii, dă share la mizeriile astea făcute de femeia care pune broderia, am zis că pune broderia pe Viorica. Pe Viorica, da. Păi nu era, mă, Viorica într-o cămașă de noapte la un moment dat, pe la televizor, atunci era ea consultată de doamna asta care scria așa un pe Facebook. Un nou atac lansat de Firea împotriva fondatorilor Asociației Dăruiește Viața. Care este integritatea acestor persoane? Că se laudă cu donații fizice și private, întreabă doamna. Atacându-le pe doamnele acestea, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, care, mă rog, sunt fondatori acestei asociații și așa Asociația mai departe. Hai să ne dăm cu o reacție, după care stăm de vorbă cu domnul Nicușor Dan, care are mai multe detalii. Doamna Gabriela Firea nu este stăpâna acestui oraș, este doar un administrator. Câtă vreme, eu cred că nici Ceaușescu nu și-a asumat lucrurile din țara asta, nu și-a asumat țara pe persoană fizică. Bucureștiul nu este al doamnei Gabriela Firea, este al nostru, al tuturor. Și să se fi întâmplat așa, de ce e nevoie să existe o astfel de dezbatere? De ce e nevoie Nu e nevoie să existe o astfel de dezbatere, așa cum nu e nevoie ca doamna Firea să-și facă o campanie că a dus la bun sfârșit un spital cum este cel de la Gomoiu sau că a mai făcut alte lucruri în București. Asta este datoria primarului. Îmi scria aseară o prietenă pe Facebook, e ca și cum am aplaudat bancomatul că ne dă bani atunci când băgăm cardul. Da. Bună seara, Nicușor Dan. Bună seara. Da. Nicușor Dan, doamna mă pomenește Virga Dânge, doamna Gabriela Firea se laudă și cu realizarea acestui spital Victor Gomoiu. Da, și noi construim un spital și eu am construit un spital Victor Gomoiu. Adevărul? Ăsta e de zeci de ani, mă, Victor Gomoiu. Păi da, el este dar a fost renovat, dincolo de faptul că a fost renovat. A, l-a zugrăvit. Noul spital de copii Victor Gomoiu din București este finalizat în proporție de 90%, zicea Gabriela Firea înainte să-și preia mandatul. Dar se blocasele lucrurile. E, acum vine și spune că l-a făcut ea complet. Da, este vorba de un nou corp pe care l-a inaugurat de vreo 3 ori până acum. Fiindcă n-a terminat mandatul? În fine, eu am făcut o postare azi în care am disecat prestația doamnei Firea de la emisiunea de aseară de pe B1 și am găsit 7 minciuni.
una dintre minciuni, dacă vorbim de domeniul ăsta sanitar, este că ar fi dat, adică ar fi propus alocarea de către Consiliul General a câte 100 de milioane de euro în fiecare an. De fapt, sumele sunt mult mai mici. Mult mai mici, da. Una. A doua, le luăm la mână, trecem repede până el. A spus că plăti subvenția la încălzirea termică de la Radet către Elcen. Fals. Mai are vreo 200 de milioane neplătite, din care 140 de milioane scadente. A spus că a pus 180 de kilometri de... a înlocuit 180 de kilometri de conductă Radet, a înlocuit vreo 20-30. A mai spus că statul i-a dat cu 30% mai puțin bani de la bugetul de stat. De fapt, statul i-a dat cam cu 2-3% mai puțin decât anul trecut. A mai spus că bugetul primăriei e doar de vreo 600 de milioane de euro, de fapt e cam un miliard. De felul ăsta au fost. Haideți să punem problema într-un alt sens. A spus ceva adevărat Gabriela Firea aseară? Hai să o luăm invers. Bine. Asta a spus multe lucruri, mult show, dar de fapt, dacă o luăm în lucrurile care contează, traficul e puțin mai rău decât era când l-a preluat. Poluarea e cam tot atâta cât cum era când a preluat orașul. Deci, principala problemă acestei doamne în mandatul pe care l-a avut e că n-a făcut cam nimic. Cam asta e. Eu aș vrea să analizăm un pic și acest mare merit al doamnei Firea de a nu bloca această construcție a spitalului oncologic pentru copii. Nicușor Dan, candidezi la primăria generală și îți urăm și succes din nou. Mulțumesc. Vreau să știu dacă în calitate de primar sau de viitor primar, de potențial primar, de candidat la primăria generală, consideri că este o reușită, o performanță a administrației publice locale faptul că a fost pus la dispoziție acest teren. Să ne dăm seama cât de mare a fost efortul edilului care a pus la dispoziție acest teren pentru construcția care valorează 1 milion de euro. Oncologic pentru copii. Nu, asta este un factor care ține de normalitate, bineînțeles. Dar ce m-a șocat pe mine a fost că a spus că terenul face 1 milion de euro. Adică un teren în mijlocul curții unui spital... Cum poți să le evaluezi la 1 milion de euro? Cum poți să deschizi acolo un club sau pun la dispoziție, nu știu, unui antreprenor care să facă un club acolo lângă spital? Adică se poate întâmpla lucruri. Un restaurant, o piscină, un restaurant, da, un lounge ceva acolo. Se pot întâmpla lucruri. La cum arată Bucureștiul în ultimii ani de mandat, mă așteptam să facă un cămin cultural. Că ar fi mai potrivit pentru... Sau niște evenimente... Pentru ruralizarea, niște voluntarizarea evenimente. Bucureștiului. Nu, niște evenimente, Răzvană. Acolo ar putea cu banii ăștia să organizeze evenimente acolo. Dar pe mine mă miră treaba asta, că nu e clară situația. Dom'le, terenul ăla aparține Bucureștiului, nu aparține Gabrielei Firea. Adică pare că de la ea de acasă l-a dus și l-a... Dom'le, a făcut și-o gestul ăsta. După cum și spitalul ăsta a făcut cu fonduri private, în momentul în care va fi terminat, el va reveni tot statului, că nu l-au făcut niște privat ca să-l gestioneze ei. Nu vrea nimeni să monetizeze acest proiect. Exact. Acum, tu ești într-o relație cumva stângace, să zicem așa, cu Vlad Voiculescu, nu? Care vine din partea Plusului la candidatura la primăria Capitalei. Și tu, probabil, vei fi candidat din partea USR-ului dacă lucrurile merg cum trebuie, nu? Da. Am fost votat de membrii USR-ului ca și candidat al lor la primăria Capitalei. E Vlad Voiculescu, așa cum se afirmă în spatele acestui proiect? Nu am niciun fel de informație, dar zice că nu. Pur și simplu este un ONG condus de aceste două doamne pe care le cunoaștem de ani de zile că militează în sectorul ONG, care au făcut multe alte lucruri înainte să facă spitalul ăsta și este absolut transparentă. Nu. Dacă noi nu ne dăm seama exact care a fost ideea acestei postări, că, mă rog, e o postare greu de deșifrat, sigur, dar... De ce ar râde Gabriela Firea, o persoană care anul ăsta a invocat de câteva ori probleme de sănătate, pe seama unui spital oncologic pentru copii? Deci mărturisesc că împreună cu Radu și cu alți colegi ne-am tot gândit, mă, care e logica? Trebuie să aibă un sens. Nimeni nu râde, adică nu poți să râzi de drama oncologică a unor copii. Deci noi, ia uite ce fac nebunește, un spital oncologic pentru copii. Eu vă mărturisesc că am văzut postarea pe Facebook. Adică am văzut mai multă lume care
se plângea că Gabriela Firea ar fi șeruit această postare și nu am crezut că e site-ul ei personal. Da, prima dată și eu am senzația că e vorba de un profil fals. Da. Păi, dar și-a sumat postarea direct. Așa ar fi fost normal să reacționeze, să spună, domne, mi-au luat ăștia... Ne-au spart cont. Hackerii, da. Da, ăștia de la USR, nenorociții ăștia, au hackeric. M-am uitat și am văzut postările din ultima lună, am văzut și vreo două care preluau niște pseudo-anchete împotriva mea și încurajau, ziceau, da, uite, hoțul, nu știu ce. Păi pe alea le înțelegem. Cerurile alea sunt clare. Da, e clar, acolo da, e logic acolo ce e logic, vrea să da, facă. Dar da, aici, pe zona asta de spital, de asta poate am fost mai pătimaș decât de obicei, e ceva inexplicabil. E ceva inexplicabil. Dacă aș fi Viorica Dăcilă, spune, cu atât mai mult cu cât este mamă, soție, femeie, gospodină, doamnă pe stradă, da, primar în primărie și toate cele. Mulțumim, Nicușor, da, pentru Nicușor, această intervenție. Bun, hai să mergem, mai trecem un pic pe Parlamentul României, mergem către Violeta Alexandru, care este ministrul propus la muncă. Să mergem unde vrei, că de la Primăria Generală n-ai unde să mergi mai rău. Mai rău n-ai cum, mai mergem rău, mai sus. Atât, chiar nu se poate după recentele abordări ale doamnei audiată, Gabriela Firea. La, audiată pentru postul de ministru al muncii în comisie astăzi, Violeta Alexandru, domnule, s-a întâlnit acolo cu Olguța Vasilescu. La Olguța Vasilescu, să știți că e interesantă prezența peste tot. Adică a fost și la apărare Olguța Vasilescu, da, am văzut-o și la Câțu Parcă, am văzut-o pe... Domnule, o vedem și la muncă undeva. Cred că a fost și la transporturi, pentru că la un moment dat era propusă și ca ministru al transporturilor. Deci cumva are acest fel... Dar o vezi în multe locuri. Da. Ai văzut-o la PRM. O vezi la PSD? Da. Adică cine știe unde o să mai vezi? Bun, hai să vedem cum s-au desfășurat lucrurile acolo. Situație foarte tensionată, scandal mare în comisia care înțeleg că nu i-a dat aviz favorabil doamnei Violeta Alexandru. N-a lăsat-o sufletul. Subvențiilor pentru ucenicie. Subvențiile care se dau angajatorilor de 2250 lei pentru procedură. Vă rog să-mi permiteți, domnule președinte. Tocmai am stabilit, dacă n-aveți răbdare, puteți să vă mai plimbați, că până la vot mai este. Dar nu înțeleg, o audiență doamna ex-ministru Olguța Vasilescu sau pe doamna ministru propus? Acum, că mie mi se pare că facem audiere, a avut ocazia. Nu se pune întrebări cum vreți dumneavoastră, vă rog. Doamnă, eu vreau să înțeleg... Nici nu poate ține micul. Păi bun, dar... Pentru că nimeni nu explică exact acest program de guvernare. Se spune nu se taie. Vă asigur că doamna ministru propus nu are nevoie de lecțiile domnului. Doamna Hărău, la dumneavoastră la Hunedoara se vorbește limba română? Ca să știu și eu. Se vorbește, domnule, doamna... Tocmai de asta întreb, o audiem pe doamna ministru Olguța Vasilescu sau punem întrebări? Nu, 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 am audiat-o la timp. De sfaturile domniei sale chiar nu avem nevoie, vă mulțumesc. Dar nici intervențiile noastre intempestive. Vă rog frumos să păstrați un climat de... Eu chiar pun întrebări și încă întrebări ajutătoare, tocmai ca doamna ministru să-și dea seama ce prevede programul dumneei de guvernare și care este situația în fapt. Deci, dacă îmi răspundeți concret la toate aceste întrebări, voi fi cât se poate de mulțumită. Mulțumesc! Va fi... Da. Datele statistice pe care vi le-am prezentat sunt chiar din site-ul Ministerului, din buletinul statistic în această materie pe care l-ați administrat, doamna ministru. Înțeleg că cu aceste carențe pe care mi le scoateți în evidență. Avem nevoie de un sistem care să urmărească... Sigur, nu scrie nicăieri că sunt 4,5 milioane de pensionari, credeți-mă. Nu, am spus că sunt 4,9, n-am spus că sunt... Am spus 4.900.000, n-am spus... Dar și așa. Dorința mea este să avem un sistem de evidență atât a salariaților din privat cât și a tuturor formelor de muncă pe care aceștia le desfășoară, respectiv a celor care lucrează în sistemul public, despre care fiecare instituție în acest moment are câte o evidență, nefiind unificate într-un sistem de urmărire care să permită luarea unor decizii în această materie pe baze fundamentate. V-am asigurat, doamna ministru, că nu vom scădea pensiile și salariile. Orice creștere va fi discutată cu partenerii sociali și va fi discutată cu seriozitate. Vom respecta legislația. Vom... Aș vrea măcar să-mi termin fraza, dacă îmi permiteți. Vă rog, doamna. Da. Nu,
Eu trăiesc așa cu impresia că ăștia de la Partidul Social Democrat sunt un pic dezamăgiți că nu se taie pensiile și salariile. Adică ei cumva ar fi votat acest guvern în baza acestei promisiuni, ca ei după aia să fie beneficiarii acestei acțiuni a PNL-ului. Deci cumva pare așa că e o stare de dezamăgire și nu tăiați pensiile și salariile. Dar spitale închideți? Sper că închideți niște spitale. Nu închideți niște spitale. Deci noi suntem dispuși pentru stabilitatea națiunii române, pentru un guvern solid, chiar asigurăm o majoritate parlamentară, facem și vorm, dar nu și ne rugăm mintea asta, puteți niște măsuri de austeritate. Cred că pe asta se bazau social-democrații, sunt oarecum nemulțumiți de modul în care au evoluat miniștrii propuși în comisii. Bine, trebuie noi fie vorba. Nu e vreo lumină, nici lista lui Orban. Adică, stați 10-15 minute să încercăm să descifrăm ministrul dezvoltării și gândurile sale. Nu e chiar cea mai bună variantă, dar să sperăm că e un guvern de tranziție. Da. Urmărim un clip de promovare electorală a candidatului USR, Dan Barna. Urmărim și un pic de publicitate comercială. Revenim ulterior cu ceva, da, cu ceva foarte interesant. Pauză și ne întoarcem. Mesajul meu este: asumați-vă că trebuie să facem politică pentru România. Asta înseamnă asumarea aceasta la nivel individual e foarte simplă. Vorbiți despre politică, vorbiți despre Dan Barna președinte, cu colegii de serviciu, cu familia, cu prietenii, pe la evenimentele sociale și mondene la care mergeți, pentru că e normal să vorbim despre politică. Mesajul acela pe care l-am cumpărat 30 de ani, că noi nu facem politică, nu ne interesează, eu sunt apolitic, nu e pentru mine politica, ne-a dus aici. Ne-a adus în situația în care să privim stupefiați, cu condamnați penali conduc statul român, cu un om condamnat pentru fur de bani publici, a fost consilierul primului ministru ani de zile, pentru fur și montat, nu știu, lingouri prin cimitire și alte porcării, a determinat bugetul României. Și părea un lucru, ni se explica că este un lucru firesc, că omul e competent. Despre asta este vorba, despre faptul că trebuie să ne asumăm, că trebuie să facem politică pentru România. Ăsta e mesajul și despre asta vorbim. Și ei sunt teribil de îngroziți, pentru că au văzut că niciodată ne-am dat bătuți. Întâi au râs de noi. După aia, când am protestat în iarna lui 2017, ni s-a spus că nu înțelegem ce minunată e de fapt ordonanța 13 și cum o să ne ajute pe toți. Apoi, când am dus mesajele în Parlament și am dus acele pancarte ale cetățenilor din stradă cu rușine și cu toate celelalte mesaje, au încercat să ne ridiculizeze. Am rămas în continuare foarte ferm pe mesaj. Când au văzut că rezistăm, au pus jandarmii să ne bată la 10 august și diaspora a suferit enorm și este în continuare o rană pentru cetățenii din diaspora. Am fost săptămânile trecute și în Germania, și în Italia, și în Spania, în Marea Britanie, în Statele Unite, la Chișinău. Și mulți români m-au întrebat ce se întâmplă cu 10 august. Pentru că nu vor să rămână tot așa un dosar istoric ca mineriada sau ca revoluția, despre care de fapt auzim că s-a mai întors odată altundeva. Lucrurile acestea se pot schimba dacă noi ne implicăm asumat politic. Știu că nu e ușor, știu că nu e comod, știu că aveam obișnuința asta că de fapt nu facem politică, dar nu putem să ne facem bine decât făcând politică. Și se tem de noi și tot ceea ce se întâmplă în aceste zile este folosirea întregului aparat pentru a încerca să dea acest mesaj că suntem toți o apă și un pământ. Nu suntem toți o apă și un pământ. În Alianța USR Plus suntem oameni care nu ne-am dorit să fim politicieni, care nu ne-am trezit politicieni, că ne-a pus unul sau altul cu mâna, ne-a luat și a zis: Ionică, du-te parlamentar tura asta. Suntem oameni care și-au asumat să conteze pentru destinul acestei țări și o să continuăm. Că atunci când era europarlamentar, nu ți-am mai povestit, am povestit de 30 de ori în emisiunea asta, s-a întâlnit toată cu Bogdan Chiria pe holul unei televiziuni și a spus: să știți că sunt Viorica Dăncilă și exist. De ce, doamnă? Ați spus la un dat că nu exist. Am și uitat. Bun. Era o chestie absolut irelevantă. Singurul motiv pentru care eu am memorie de asta fotografică, mi se părea penibilă coafura și de aia reținuse, mă știam, doamna aia cu părul imposibil. Asta era și o individualizare. Asta era singurul lucru relevant la Viorica din anonimat, da. Pe de altă parte, mi-l aduc aminte și acum pe Liviu Dragnea, care era întrebat: dom'le, dar de ce ați nu propus-o pe Viorica Dăncilă ca premier? Adică, de ce? Ce explicație există în legătură cu... Și Liviu Dragnea zice: păi, aha, o doamnă neconflictuală, dar o să vă spună ea de ce. Vă spune ea mai multe. Mai mult. Și ajunge reporterii la Viorica Dăncilă: doamna Viorica, de ce v-a nominalizat, domnule, în funcție de premier a ce vă recomand? Păi nu v-a spus domnul Liviu Dragnea. Hai să ne aducem aminte momentul acela celebru din istoria țării astea.
Și acum întrebarea aceasta trebuie readresată domnului Liviu Dragnea. Sunt convins că de data asta va avea un răspuns cinstit. Totul am luat-o, vă dați seama că nu de deșteaptă am luat-o și am pus-o acolo. Vă dați seama, nu de capabil am pus-o acolo, ci tocmai ca să fie o persoană care să... Și acum uite-te și tu un pic la ea că nu-și mai înțelege rolul. Nu-și mai înțelege rostul în societate, pur și simplu. E scăpată de coafură. De la bun început. Singurul lucru cu adevărat amuzant în toată chestiunea asta este că nu cred că și-ar fi imaginat nimeni, dar absolut nimeni, la momentul la care ne-a adus, zici că și-a adus o rudă de la țară, ne-a adus-o pe doamna Viorica Dăncilă aici la București, că va ajunge candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Deci cred că nimeni în partidul ăsta nu lua în calcul varianta asta. Țin minte că în urmă cu câteva luni, imposibil chiar anul trecut, unii PSD spuneau, bă, dacă spun ce am auzit, ce ai auzit? S-ar putea să candideze Viorica. Unde să candideze Viorica? Nu știu, nu știu. Își păreau glumă. Vorbesc nebunii. Vorbesc nebunii. Părea ceva ridicol, pentru că sigur că e un fel de a pune România într-o situație jenantă, nu? Adică să zici, domnule, noi așa vedem potrivit, așa cum vedem noi România, nu ne-o vedem potrivită pe doamna Viorica Dăncilă pentru acest spațiu să-l conduc. Adică, atât a putut PSD-ul. Nu, ei se gândesc că atâta poate România. Deci, domnule, așa cum ne uităm noi la România, asta vedem noi potrivită în legătură cu România. Adevărul e că, având în vedere cum arată lista de candidați la alegerile prezidențiale, este îngheritoare, PSD... este îngheritoare lista. Te pune într-o situație... Jenantă lista. Da. Vrea să secretizăm, cum a secretizat Carmen Dan raportul de 10 august, să secretizăm alegerile prezidențiale cel puțin 50-100 de ani. Nu mai să nu se poată vorbi despre ele. Ok, facem asta, le trecem până ele. Facem și treaba asta, o facem și pe asta. Dar după aia nu mai vorbim. Deci după turul 2... Să fie subiect tabu după aia. Nu se vor. Și cu cine, ce era contracat pe Klaus Iohannis? Nu se... Lasă așa, lasă așa. Că dă-i. Nume nu-l pronunțăm. Dă-i mai departe. Nu vreau să mă gândesc, deci imaginează-ți un pic peste câțiva ani. Păi și în 2019 sau când au fost aleși. Da, domnule, acum mult. Nu schimba subiectul. 2019. Cine candidase? Erau mai mulți. Da, zi niște nume. Păi, candidat tot felul de oameni. Lasă-mă cu Klaus, cu Barna, cu ăștia. Cine mai era? Viorica Dăncilă? Așa și cine mai era? Cumpănașul? Domnul Alexandru Cumpănașul. Da, domnul Ninel Peia. Da, domnul... Cum îl cheamă pe băiatul care a fost mai devreme la... Sunt mai puțin mai devreme. Jurnalist era, da... Și medic veterinar, din câte am. Da? Da? A fost mai devreme la colegul domnul Popescu? Tudor Barbu. Popescu îl cheamă? Popescu, da? Domnul Popescu? Popescu. Imaginează și tu câți oameni au candidat... Nu știu, Cătălin Ivan candidează și el? Cred că da. E da, și da, pare, pare că a trecut, e trecut. John Banu sau John Ion Banu, că e ceva de pe aia, acum, cum era doamna Viorica Dăncilă în postura asta de premier căzut, care, până la urmă, tu nu e un premier căzut, nu? Demis. Na, demis, da. De specialitate e demis, dar dacă domnul Orlando nu mai. Dom'le, nu mai e. Ba, încă mai e. Încă mai e, dar nu mai e. Asta e problema, încă mai e. E ca un guvern zombie, dacă vrei, că suntem în perioada asta. Nu e, dacă spun că nu e, nu e. Păi dar eu îți spun că e, că l-am văzut astăzi. Ia ca să fie, trebuia să vină în Parlament, nu? Să-și treacă, până la urmă, restructurarea guvernului, ca bă, să se reconfirme. Mai e un pic. Dom'le, nu e. Dom'le, e în preaviz. Și așa cum nu e... Că te dă afară, de la muncă. Da. Zi, Doamne ferește. Mai te trezești cu... Mai stai două săptămâni, mai trage ocupă, de tine două săptămâni. Mai ocupă un computer, nu la un birou, Anapoda, acolo. Și toată lumea se uită la a venit ăsta. Păi de ce mai vii? Păi nu l-a dat afară. E preaviz, trebuie să mai stea două săptămâni. Cam așa este Viorica Dăncilă. Doamne, nu trebuie să stați în preaviz. Citeți-vă, Doamne, iartă-mă acasă. În preavizul ăsta, Viorica Dăncilă, dar are senzația că e premier în continuare. Doamne, uite ce face Viorica Dăncilă. Propune comisar european. Propuneri indecente. Doamne. Eu așa le numesc. Mine și propune un comisar european. Dar n-a mai propus? De două ori? Mai vine cu un. Ce a zis? A treia e cu noroc. Tot eu sunt. Doamne, nu este loterie. Doamna cum? Von der Leyen. Ursula. Ursula von der Leyen. Doamnă, tot eu sunt. Am venit cu un nou, cu un nou comisar european. Păi, dumneavoastră, nu a fost, n-a fost o moțiune cenzură, cum se zice în limba germană. Moțiune de cenzură în România. Așa. Dom'le, a fost, a rămas în continuare. A rămas eu în continuare. Și eu vin și vi-l propun pe domnul Victor Negrescu în postura de comisar european și v-am închis gura. N-aveți ce să mai spuneți! E un tânăr acolo care s-a ocupat din partea PSD cu relația asta cu Bruxelles. E un
un tânăr extraordinar. V-am chiar așa extraordinar că l-au dat afară din guvern. V-am terminat. Mă rog, v-am terminat. Deci senzația era și ce o să mai zic acum. Victor Negrescu. Hai de la Victor Negrescu. Poftim. Mă rog, acum, dincolo de câteva aspecte care nu merită comentate. Uite, cu cine e aici? O poză cu Titi Sultan. Un domn consacrat. Păi mai bine îl punea pe Titi Sultan? Păi de ce nu l-a pus? De ce nu l-a? Păi nu-i femeie. Și Victor Negrescu e femeie? Care dintre ei e Victor Negrescu? Victor Negrescu e cel care nu-i Titi Sultan. Am înțeles. Acum, în altă ordine de idei, nu poate doamna Ursula von der... Lion, for the lion. For the lion? Așa. For the lion, from Zion. Bun, doamna Ursula, că noi suntem... E și Ursula, da. E și von der Lion. Da. Mă rog, haideți să depășim, râdem de femeia asta că noi avem altfel. La noi e cu Viorica, Vasilica, noi cu dată Ursula. Mă rog. Doamna Ursula, nu puteți să-i spuneți Viorica, ca între femeia nu ne băgăm noi. Bred. Mă, Viorica, tu poate ești mai bună pe altceva. Nu pe propus comisar european. Asta nu-ți iese. Uite. Cum sunt feluri de mâncare care ți ies bine și unele pe care nu știi să le prepari, așa sunt și anumite atribuții specifice premierului, unde să zicem că ești deficitar. Uite, propunerea de miniștrii a Europei, de comisari europeni, e clar că nu-i talentul secret al Vioricăi Dăncilă. Uite, de exemplu, ai putea fi bună pe nepropus comisari europeni. După ce dat dreptul de propunere. Dom'le, extraordinar, cum n-a propus Viorica Dăncilă pe nimeni. Uite cum a lăsat în sarcina viitorului executiv majorarea salariului minim, de ce nu lasă și dreptul de a nominaliza un comisar european? Pentru că, vezi tu, eu am înțeles că sunt unii care latră prin tastatură în mediul virtual, că domnule, premierul României, stai domnule puțin, e premierul României care tocmai și-a pierdut legitimitatea parlamentară picând în urma unei moțiuni de cenzură. Deci, guvernul ăsta, metaforic vorbind, muribund, cu ultima suflare, ne pune pentru următorii ani un ministru în cabinetul întregii Europe? Păi nu ne pune pentru că ce se întâmplă. Păi nu ne pune că nu l-a să acceptă Ursula orice. Pentru că Victor Negrescu nu e suficient de femeie pentru Ursula. Despre nominalizarea lui Victor Negrescu, purtătorul de cuvânt. Pentru... Al comisarului european. Pentru postul de comisar european. Există îndoieli serioase că propunerea de comisar european din partea României a fost făcută legitim de guvernul interimar actual. Sunt oamenii consternați. Bă, vorbim cu președintele statului și a spus că au fost acolo o moțiune de cenzură, că a picat guvernul și acum ne trezim cu același guvern care vine și ne face o nouă propunere. Deși noi am cerut sigur o femeie, uite, ne-am trezit cu domnul Victor Negrescu, dar dincolo de asta. Dom'le, ce legitimitate mai are? Sigur, e o situație penibilă. Asta e situația. Dar nu e... poate la fel de penibilă e situația petrecută, Răzvan, nu? La fel de penibilă? La fel de penibilă? Nu, la fel de penibilă nu este nicio situație. În Timișoara, situație. Tot în zona nemților, Teatrul German din Timișoara trece printr-o situație la fel de penibilă. Nu e la fel de penibilă. Nu? E mai puțin penibilă. Mai puțin penibilă. E mai puțin penibilă pentru că e greu să stabilești un raport de egalitate între... Comisarul european Victor Negrescu, mă l-am avut aici invitat la emisiune. Da. Mă nu era de comisar european. European, da. Și s-ar putea să-l avem pe viitorul comisar. Pe Siegfried Mureșan. Da, interesant. Era într-o confruntare, într-adevăr. Am făcut noi o dezbatere parlamentară cu Victor Negrescu, Siegfried Mureșan. La legile Negrescu e comisarul respins și Siegfried Mureșan s-ar putea corect, să fie viitorul comisar. Da, o să intrăm în detaliile acelei întâlniri când vor face... propunerea următoare de și mergem către domnul Robu la Timișoara și vă spuneam mai devreme, mergem mai Robul precis, da, către Teatrul German din Timișoara, unde a fost numit o doamnă Elisa Covaci, nou consultant artistic al teatrului. Deci nu Nicu Covaci, ci Elisa Covaci. Elisa Covaci. Și doamna explică cu ce probleme se confruntă acolo. Gânsa ce? Am zis că e consultant artistic sau o chestie consultant de genul artistic, da, a fost numită în funcție de consultant artistic care dorea cu puțin un timp în urmă să afle și a contactat cineva care dorea cu puțin timp în urmă să afle adresa de mail al lui Molière. Al lui Molière. Pentru o corespondență pe tema dreptului de autor. Deci se dea un mail lui Molière ca să poată să o rezolve, da. Uite, de la domnul acesta a plecat, domnul primar Robu, cu fiecare zi care trece, fără să organizați un concurs pentru managementul profesional al Teatrului German, ne facem de mirul lumii. Mirul lumii. Eu aș fi zis că ne facem de altceva. Da, mă rog. Distinsa din imagine, pe numele ei de intelectual Elisa Covaci, consultant artistic Dumnezeule Mare, acolo cerea adresa de mail al lui Molière pentru o corespondență pe tema dreptului de autor. Sau, mă rog, dați-o dumneavoastră dacă o aveți, zice domnul acesta pe Facebook. Doamne, e drept că, sigur, trebuie să discuți despre drepturile de autor. Da. E greu de purtat o conversație pe e-mail cu Molière, că e mort din 1673. Da, Elisa Covaci dă o declarație și spune că confirmă această discuție. Că faptul că e mort de câteva sute de ani, informația e puțin greșită, dar nu e chiar... Dar ce punct de vedere are? Informația e puțin greșită. Nu mă ocupam eu de drepturile de autor, dar ne interesează adresa.
Doamne, nu avem mail-ul lui Molière, dar dacă vreți, vă dăm WhatsApp-ul. Da. Și scrieți acolo și corespondați cu el acolo. Întrebarea nu e de ce un cetățean ar dori să corespondeze prin e-mail cu Molière. Da. Dreptul fiecărui om să fie incult. Se poate întâmpla oricum. Întrebarea e cum ajunge consultant artistic al unei instituții dramatice, nu? Ca să mă exprim așa, al unui teatru, un om care ar vrea să-i dea un mail lui Molière. Cum ajunge consultant artistic? Consultant artistic. Ce dracu înseamnă consultant? Că te consiliezi, nu? Da. Bă, tu nu sunt foarte sigur, te întreb pe tine că ești un pic mai... Ești un pic mai... Na, în domeniul, dacă mine te-au consultat. Vino, mă, coace, consultă-mă. Dar ceilalți dacă în postura dar de dacă consultant... Dacă stai consultantul, cumva. Adică deci te un consultant că zici, bă, ne trebuie unul care să gândească, mă. Ia-mă un consultant. Și avem... Cum sunt ăștia care o învață pe Viorica Dăncilă. Doamnă, mergeți cu tramvaiul. Gabi Firea, urcă-te în tramvai, lumea va crede că ești modestă. Și, deci oamenii ăștia care dau sfaturi așa, se presupune că sunt specialiști într-un domeniu. Ea e specialistă, domne, în artă dramatică, pentru că mă gândesc că nu o fi specialistă în artă plastică, domne, de moment ce e vorba de un teatru. Da. Deci și specialista asta în teatrologie vrea să-i dea un mail lui Molière, domnule. Și avem reacția domnului primar, reacția domnului Robu, care astăzi a venit această reacție. Nu, fie, nu e dramaturg, dar e actor politic. Zice pentru Ager Press domnul Robu, nu știu, nu am auzit, nu pot să Molière cred. În viața mea. Nu pot să cred. Nu pot să-mi imaginez că voia să comunice cu acel Molière. Poate o fi al Molière. Mă poate să mai mulți. A plecat asupra cazului. Nu va mai fi consultantul artistic dacă se confirmă această informație. Și de ce nu va mai fi Radu consultantul artistic? Păi pentru că continuă, domnul, cum Dumnezeu să fie consultant artistic? Să fim serioși. Toată lumea știe că Molière nu răspunde la mail. Molière nu-și verifică inbox-ul niciodată. Pe Molière, dacă ai treabă cu el, îl sun direct. Pui mâna pe telefon și îl suni. Pentru că pe vremea 07. Lui, pentru că pe vremea lui nu exista e-mail. Și de-aia nu are mail. El omul are telefon fix. Asta se știe. Da. Sau îi trimis, doamne, iartă-mă, o scrisoare. Lucrurile sunt destul de clare. Care doamna Covaci, trimite-ți, doamne, iartă-mă, un porumbel voiajor, ceva, cândva, deși e destul de greu de crezut că va ajunge mesajul la domnul Molière, pentru că dânsul e pe lumea elată. Deci nu mai e aici cu noi. Este într-o altă parte, nu știu, poate cu un medium să comunicați. Da. Dar mediu virtual... A spus-o domnul Iordache anul trecut, când era întrebat despre colectiv. Morții cu morții, vii cu vii. Vii cu vii. Acum, mai departe decât atât, trecem pe la Botoșani, nu putem să încheiem această emisiune fără dar, să... Dar foarte surprindem. Brownian este da, este. Nostru. Da, acoperi toată țara și mergem către Botoșani, unde apare o filmare... Sper că e compromițătoare, atât îmi doresc și eu, de final de emisiune. Domne... Cu un tramvai în flăcări. Deci, un tramvai în flăcări, în regulă. Un tramvai în flăcări, uitați-vă și noastră. Sigur, nu, asta nu a oprit tramvaiul din demersul său de a ajunge la destinație. Noi știm că transportul în comun în România nu permite întârzieri, indiferent de circumstanțe. Ce să spun, a luat foc tramvaiul. Oamenii trebuie să ajungă de punctul A în punctul B. Băi, Olguța Vasilescu a semnalat această situație. Marjul la tramvaiul incendiat. Exact. Deci, practic, a pus punctul pe ei. Bine, oamenii vezi că filmează ceea ce înseamnă că totuși e o mirare acolo iscată. E o mirare, zic, bă, parcă nu e în regulă încă... faptul că arde tramvaiul. Oamenii în România, pentru că nu e așa, pe noi comunismul ne-a tras mult în urmă, nu sunt încă obișnuiți, nu sunt suficient de deschiși la minte, nu sunt obișnuiți cu tramvaiul flambat. Ăsta este, care în Occident e extrem de cunoscut. Da, este un tramvai flambat, așa se consumă. Noi ne oprim aici, pentru că, vorba aia, se face ora 8 și vin alții. Noi nu suntem precum constructorii Ministrului Dezvoltării, să nu știm când să ne oprim, să mai facem un etaj. Să facem mai un etaj. Ne întoarcem mâine de la 6. Se fac, aducem aminte cum am început simetric emisiunea. 4 ani. Se fac 4 ani de la nenorocirea de la colectiv. Cea mai mare tragedie post-decembristă, la nivel de pierderi de vieți omenești, ca altfel ar trebui să mergem în zona politică, dacă vreți să vorbim de altfel de tragedii metaforice. Tudor Mușat pe B1 TV cu o ediție specială. Ediție specială de această dată, mai mulți invitați. Ne vedem mâine. Să aveți o Românie bună în continuare. Toate cele bune.